Se apropie școala, așa că mulți părinți au început să pregătească uniformele pentru cei mici. Pe lângă școlile private, sunt tot mai multe unități de stat care au uniforme. Elevii mai mari spun că s-ar descurca mai bine fără ele, dar bobocii se mândresc cu aceste haine și cu însemnele școlilor în care învață. Nu e încă obișnuit să poarte uniformă, că de-abia începe pregătitoarea. Cămăși, sacouri, veste sau cravate în culorile fiecărei grădinițe sau școli, toate pot fi cumpărate la comandă. Mai greu este pentru cei mici, neobișnuiți cu astfel de ținute. Ei plac hainele mai comode, sper să se obișnuiască. Avem de ales între cămașă, tricou polo, pantaloni, accesorii, papion, bretele. Veste tricotate, cardigane tricotate, mai nou și hanorace și echipament de sport. Tricourile polo sunt undeva la 40 de lei, vesta este 60 de lei. În total, o uniformă completă ajunge să coste în jur de 300 de lei, iar dacă ținem cont că un copil are nevoie de mai mult de o cămașă, prețurile cresc. În timp ce un tricou alb și o pereche de pantaloni ar costa în jur de 100 de lei. Ana începe clasa 12-a, iar uniforma este obligatorie la ea în liceu. Tricoul alb inscripționat cu însemnele liceului și blugii nu trebuie să lipsească. Altfel, riscă sancțiuni. Asta deși, potrivit regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ, e interzis să fie sancționați elevii care nu poartă uniformă. Primim o mustăi și la trei mustăi scrise ni se scade nota la purtare. Nu putem să ne exprimăm personalitatea noastră. Majoritatea dintre noi suntem mai timizi și nu putem să ne exprimăm verbal și avem nevoie să ne exprimăm prin vestimentație. Adolescenții le acceptă cel mai greu, recunoaște și directoarea acestei școli. Din toamnă vrea să aleagă uniforma astfel încât să le placă și lor. M-am gândit să-i încurajez și pe elevii de gimnaziu să poarte uniformă, oferindu-le o alternativă de acum tricou pe placul lor și hanorac, pentru că este o modă acum cu hanoracul, imprimate cu emblema școlii. Nu este și cazul școlilor private, mai toate au uniforme. E obligatoriu uniformă la noi în școală. Sunt două feluri de uniformă, uniformă pentru primar și gimnaziu, și liceenii au ceva în plus, uniformă de protocol. La școlile private însă, costurile uniformelor pot atinge și câteva sute de euro.